pentru că avem o situație mai dificilă la nivel global din cauza noului coronavirus, suntem nevoiți să stăm cât mai mult izolați în casele noastre pentru a ne proteja sănătatea noastră cât și a celor din jur. Dar ce facem în cazul în care jobul nostru trebuie să meargă mai departe de la distanță, direct de la domiciliu? Tocmai pentru acest motiv am un laptop puternic de la Lenovo pe care vi-l recomand atât pentru lucratul de acasă, cât și pentru gaming în a te relaxa după munca depusă la biroul tău din dormitor, la un preț de invidiat comparativ cu alte modele ale altor branduri. Așa că tocmai aveți în față un laptop elegant și ușor pentru office, dar și potent pentru un gamer răit cu setările la maxim, numit Lenovo Legion Y7000. Iar pe lângă acest laptop, Lenovo a pregătit un concurs pentru voi în care puteți câștiga o sticlă Lenovo Legion, un hanorac și un headset stand Lenovo Legion prin simpla accesare a linkului din descriere și lăsându-mi un simplu comentariu în acest video cu produsul preferat din acea listă cu produse Lenovo, urmând ca în viitorul episod să anunț câștigătorul prin tragere la sorți. Așa că eu sunt Mihai, să-i dăm drumul! Înainte de toate, haideți să vedem pentru început cu ce specificații vine acest laptop Lenovo Legion Y7000 pe care l-am eu pentru review. În primul rând, vine cu un display Full HD IPS cu o diagonală de 15,6 inch. Dimensiune foarte bună de a-l transporta într-un rucsăcel, geantă sau chiar să mergeți cu el în mână fără prea mari bătăi de cap, fiindcă stă foarte bine la capitolul portabilitate. Totodată chiar și pe mine m-a uimit cât de subțire și ușor poate fi pentru ce performanță este sub această carcasă a laptopului, despre care vom vorbi în minutele care urmează. Modelul de față vine cu un procesor de la Intel i7-9750H de generația noua. Este un procesor cu 6 nuclee și 12 thread-uri de 2,6 GHz cu 12 MB cache cu până la 4,5 GHz. Iar împreună cu placa video dedicată de la Nvidia GeForce GTX 1650, făcându-l să fie un laptop special pentru jocuri grație acestei plăci, vine cu 4 GB de VRAM GDDR5 ce îți va oferi în jocuri precum Fortnite, Destiny 2, Apex și așa mai departe, o experiență de gaming foarte bună în 60-120 de FPS-uri cu grafica setată la maxim. Deci pentru un laptop mid-range precum este acesta, nu pot să am nicio pretenție mai mare de la el, având un astfel de preț decent cu așa configurație destul de bună. Mai departe vine cu 16 GB RAM, DDR4 și un SSD de 512 GB pentru sistemul de operare. Un SSD ce ajunge la viteze de citire și scriere destul de bune din benchmark-ul pe care l-am avut pe acest laptop, rezultate pe care le puteți vedea în imaginile de pe ecran. În programele de benchmark, cum ar fi 3D Mark și Cinebench, s-a descurcat chiar foarte bine, având rezultate mai bune chiar decât mă așteptam. Deci, iată dovada că este un laptop destul de puternic. După cum am spus și mai devreme, ecranul este unul de tip IPS Full HD cu anti-glare, ce dispune de unghiuri de vizualizare destul de bune. Însă, m-aș fi mulțumit dacă luminozitatea ecranului ar fi fost cu o idee mai puternică, având doar 250 de niți, iar acesta rulează pe o frecvență de 60 de Hz. M-aș fi bucurat să văd un 90 de Hz pentru o experiență de joc superioară, dar încă o dată, la prețul pe care l-are cu așa configurație, nu am ce să mai zic. Că tot suntem la capitolul ecran, pot să spun că eu personal sunt surprins să văd cum este un laptop care să se deschidă la 180 de grade, funcție pe care o poți folosi arătându-i colegului din fața ta anumite schițe, planuri, imagini și așa mai departe, nemai fi nevoie să întoarceți laptopul cu tot cu fire. Iar pentru că tot am deschis subiectul despre fire, mi-a plăcut foarte mult că aceștia au reușit să mute marea majoritate a mufelor direct în partea din spate a laptopului, făcând ca laturile acestuia să fie libere, neincomodându-ne cu vreun fir atunci când îl folosim. Ba mai mult, aceștia au adăugat emblemele fiecărei mufe în partea superioară a laptopului pentru a le vedea de sus fără a mai fi nevoie în a întoarce laptopul să vedem care este mufa pe care o dorim să o conectăm. În partea laterală stângă lângă grila de răcire avem o mufă USB 3.0 și o mufă jack de 3,5 mm pentru căști. În latura opusă, la fel lângă grila de răcire, avem încă o mufă USB 3.0, iar pe latura din spate între grilele pentru răcire avem o mufă USB Type-C, un mini DisplayPort, o mufă USB 3.0, un HDMI normal, o mufă RJ45 pentru internet și mufa pentru alimentarea la priză. Deci mai pe scurt, nu stă rău la partea de conectivitate, însă mai lipsește ceva care mie mi-ar cam trebui destul de des să o folosesc, și anume mufa pentru cardul SD, unde mă ajută să-mi transfer, spre exemplu, cadrele video de pe DSLR.
Nu știu dacă ați observat, însă mai devreme am pus puțin accentul pe grilele de răcire, deoarece stă foarte bine la acest capitol. Avem 4 grile ce scot aerul fierbinte din interiorul laptopului prin intermediul acestor două ventilatoare puternice și silențioase chiar și la puterea maximă, oferindu-i o răcire foarte bună chiar și deasupra acestei tastaturi iluminate. Tastatura acestui laptop scoate gamerul din tine prin numpad-ul care este la îndemână, a butoanelor WASD accentuate cu o dungă roșie și a tastaturii iluminate în culoarea roșie. Pe lângă gaming, laptopul este perfect și pentru office, unde poți tasta foarte ușor și în liniște, având destul spațiu între taste, cât și pentru că sunt destul de silențioase. Iar, ca exemplu, aveți un sample cu sunetul acestora. Pe acest model nu avem lumina RGB, însă pot spune că chiar și așa arată foarte bine, iar împreună cu lumina roșie de pe spatele laptopului arată demențial, semănând ca un fel de ochi diabolic, înțelegeți voi. Și apropo, lumina de la tastatură poate fi ajustată prin apăsarea butonului FN și Space în 3 trepte, stinsă, medie și mare. Nu știu câți dintre voi ați observat ce scrie în partea stângă sub tastatură, însă pentru cei care n-au observat, am să vă spun chiar acum. Acest laptop vine cu un sistem audio stereo Harman Kardon ce se aude superb. Deci, pentru un laptop, nu numai că se aude tare, dar este și bine echilibrat încât sunetele sunt fără distorsiuni și clare, încât ai impresia că vine cu încă un rând de boxe. Iar ultimul lucru care mi-a plăcut la acest laptop și am apreciat că au făcut acest lucru sunt detaliile foarte bine realizate la el. Iar aici mă refer la spatele laptopului având acest material ce ți aduce aminte de coperțile caietelor de matematică din generală, fiind foarte plăcute la atingere. Apoi a zonei de susținere a mâinilor fiind dintr-un material cauciucat și fin, cât și a deschiderii laptopului cu o singură mână fiind bine echilibrat. Cam acesta a fost review-ul laptopului Lenovo Legion Y7000 pe care vi-l puteți achiziționa din linkul din descriere. Cu acest laptop nu vei da greș în munca de birou cât și în gaming, fiind o opțiune destul de bună. Nu uitați să dați un share și să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!